Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod. De data asta discutăm despre Nokia 9, un telefon excelent despre care vreau să vă vorbesc mai demult, dar am avut de făcut episoadele despre S10 și Huawei și tot așa și iată că am întârziat destul cu Nokia 9. Terminalul este mișto, e unul din flagship-urile demne de luat în seama anul ăsta, mai ales că are un preț cam sub competiție. La ora actuală se situează cam în topul telefonelor foto, mă rog, nu bate S10, nu bate P30. În schimb, cam toate terminalele mid-range sunt la pământ din punctul ăsta de vedere. Ce mi-aș fi dorit însă mult de la Nokia ar fi fost să aibă măcar o cameră ultra-wide și o cameră cu un zoom optic cât de cât. E foarte frumoasă dispunerea asta pe care o cunoaștem pe spate cu cele 5 camere și blitzul, dar 3 dintre ele sunt doar senzori și nu faci nimic cu ele, iar celelalte două au caracteristici obișnuite, nu poți să spui că sunt extraordinare. Bun. Problema cu el nu sunt dotările tehnice. Dotările tehnice sunt foarte ok. Camera e decentă, ecranul e bun, autonomia cât de cât ok, procesor bun, flagship de anul trecut și un preț total de 2800 de lei, adică per total nu se bate cu modelele de 4000 de lei, dar este și peste multe dintre modelele care sunt în zona mid-range. Totuși, 2800 e un preț care în continuare destul de mare pentru mulți dintre noi, deci trebuie să vă gândiți bine la detalii înainte de a lua decizia de a cumpăra acest telefon. Și am să vă trec un pic prin specificații ca să bănuiesc că le știți dacă v-ați urmărit acest model, dacă nu, vi le spun acum. Deci ecran de 6 inch, 5.99, cu formatul 18:9, care este cel mai relativ ok dintre toate cele formatele noi, fără notch, fără nimic, cu 2880x1440 de pixeli, cu procesorul de top de anul trecut Snapdragon 845, care e în continuare destul de bun, 6 GB de RAM, versiunile nu prea sunt, 128 de GB intern și fără niciun card de memorie, și bineînțeles Android 9 Pie cu versiunea Android One, care e un Android curat, fără intervenția nimănui, fără aplicații în plus, tot felul de chestii inutile, deci e doar el. Din punct de vedere hardware și software e foarte bun. Poate se poate ridica un semn de întrebare cu bateria de 3320 de mAh, adică este undeva nici foarte mică, dar nu e nici în top, că terminalele de top de la competiție au deja 4000. Adică e ok, să zic, nu e nici rău, nici foarte bine. La fel, discuția despre procesor poate fi una lungă. Normal că aș fi preferat și eu să fie cu 855, dar probabil că prețul per total s-ar fi dus la 4000 de lei și atunci ei s-au gândit că nu o să cumpere nimeni, deci au preferat să păstreze chestia asta. Este rezistent la apă și praf, IP67, ecranul este PIOLED, plastic OLED, cu acoperit cu Gorilla Glass 5. Și are un feeling foarte plăcut premium în mână, spate lucios, iar funcția care scoate în evidență acest terminal sunt camerele astea. Deci 5 camere de 12 megapixeli, 2 dintre ele sunt color și 2 și 3 alb-negru, care funcționează ca senzori de pentru a surprinde toate detaliile dintr-un cadru. Are și TOF camera, Time of Flight, este un nou tip de cameră care cu ajutorul unui senzor calculează distanța față de obiecte și creează un peisaj 3D, astfel încât imaginea să iasă cât mai bună. Totuși, dintre modelele de top de anul ăsta, S10, P30 și ce am mai văzut, Nokia 9 are cel mai lung timp de
lag în cameră, adică în momentul în care pui degetul și vrei să faci o poză, până calculează toate distanțele alea, se simte că face ceva. La celelalte telefoane instant nu simți nimica. De asemenea, el face o procesare a imaginilor, le compune din bucăți, din ce ies de pe cei trei senzori, le suprapune și face cea mai bună imagine pe care o poți obține, dar, cum spuneam, cu o ușoară întârziere care uneori poate fi enervantă, mai ales când sunt evenimente în derulare și vreți să filmați ceva special. Bun. Camera frontală, 20 de megapixeli, o singură cameră, fără nicio altă chestie și are tehnologie momentului, Wi-Fi AC, are Bluetooth 5.0, are GPS-uri, n-are NFC și nici radio. Aici iarăși un minus, pentru că NFC-ul a devenit o mai popular folosind oamenii aplicații de plată cu telefonul și ar fi fost o funcție utilizată. Senzorul de amprentă din ecran vă arăt un pic mai târziu cum lucrează, e cam slab, mai e de îmbunătățit la el. Bateria de 3320 a fost ok, dar am pus un clip de 2 ore și am mâncat de la 65% la 47%, cam 18% în 2 ore, deci dacă ne uităm 5 ore, nu, 6, 8, 10 ore, cam 10 ore și duce cam 12 ore maximum. Deci 24 de ore de utilizare dacă sunteți atenți la consumul de energie, adică nu cu toate deschise, luminositate și alte chestii. Suportă fast charging, 18W, fast wireless charging, 10W cu, pe standardul Qi. Și cam asta e, și culoarea Midnight Blue se numește. Deocamdată nu văd să aibă alte variante. Prețul 2800 e cam pe toate site-urile. Am tot căutat vreo ofertă, vreo reducere, n-am reușit să găsesc. Dacă observați undeva telefonul la reducere, lăsați un comentariu și spuneți-mi și mie. Bun, să vă arăt cam ce am făcut cu el. La fel ca întotdeauna, dacă vrea cineva în mod special să obțină fotografiile realizate cu un telefon sau testele făcute pe el, nu trebuie decât să-mi dați un mail, îmi găsiți datele de contact pe blogul meu, computerblog.ro, și de acolo vă spun mai departe ce și cum. Da, haide să vedem ce am făcut pe aici cu testele. Hai, că nu e ăsta primul. Nu e, ăsta e primul. Un Antutu, care e cel mai cunoscut test de performanță, 280.000, de asta spun că este unul din telefoanele de top de anul ăsta. Cam 280-290 scoteau flagship-urile de anul trecut. Mi-aduc aminte acum doar ROG Phone de la Asus, care scotea 295.000. Și oricum, majoritatea erau sub 290.000, deci este un scor foarte bun pentru flagship-uri. Desigur, anul ăsta au trecut de 300.000, dar, cum spuneam, uite, la rata aici, pe locul 30 dintre terminale de top, că și Google Pixel avea scor mai mare, Oppo Find și altele. Un single core de 2400 slăbuți și 8800 total pe multicore, destul de ok. Terminalele de top de anul ăsta au 5.000 la single core și 10.000 sau peste 10.000 la multicore. Aici ei n-au mai băgat în comparație decât Note 8. Note 8 e mai slab și aici Note 8 din nou este mai slab. Deci e un terminal care e peste Note 8 și totuși costă, are un preț destul de decent. Aici la scriere, citire, vedeți, scorul sunt sub 10, sub Huawei pe 30, dacă țineți minte. Sunt scoruri bune, dar nu la nivel cu ceilalți competitori. La fel la gaming, el îl pune aici pe primul loc, dar compară cu terminale vechi, cu Nvidia Shield, cu Galaxy S8, cu Galaxy S8 iar, deci e un pic peste Note 8 și S8. Și aici ne mai dă câteva detalii privind dotările telefonului. La fel,
Snapdragon 845, bateria destul de slăbuță. Aici am vrut să vă arăt un pic la camera foto, diverse opțiuni, deci are portretul ăsta cu blur prefundal, are modul pro, are video, are slow motion, are monocrom, pozele sunt foarte mișto în monocrom, și la fel panorama și square, și rezoluții, poți filma 4K, poți filma 4K și cu camera frontală. Iar aici testul care s-a dus de la 65 la 51 și la 47 la terminarea videoului. Cam asta cu testele astea pe care le fac eu de obicei pe telefoane. Haideți să vă arăt pe foto. Dacă mă las asta să ajung înapoi la albu, mă las. Bineînțeles, ca orice pasionat de fotografie, aveam speranțe mai mari de la Nokia, dar uite, primele întâlniri cu camera arată că nu e atât de mișto, deci dacă am făcut un pic zoom, deja nu se mai vede corect. Asta este cu 2X, aici se vede mai bine. Flori, aici n-ai ce să zici pentru că e soare și în soare întotdeauna o să iasă pozele corect. Copaci, iarăși pe aici ce am pozat eu prin parc, tot felul de flori, tot felul de chestii. Astea stau mult mai bine la nivelul de detalii, dar să nu uităm că este o cameră de 12 megapixeli, deci nu poți să ai pretenții foarte mari de la ea. Aici, nu știu, mi se pare urât. Aici e ok. Aici e normal și zoom 2x. Face un zoom 2x bun, corect, clar, fără probleme, dar asta e maximum 2x. Aici se vede destul de clar, e ok. Camera de selfie decentă, n-ai ce să zici, 20 de megapixeli, e ok, arată bine. Aici, iarăși, deși nu e cea mai bună lumină, detaliile sunt surprinse foarte, foarte clar, un pic de blur pe fundal, cum stă bine la pozele astea, care arată excelent, și problema cea mai mare e că și celelalte telefoane se descurcă la pozele astea cu flori și cu chestii, iar utilitatea senzorilor nu prea este vizibilă, clar. Mă rog, am făcut foarte multe poze prin grădina botanică, prin alte locuri pe unde am fost cu el. E un telefon bun, nu ai ce să zici, filmează bine. Are momente în care imaginile au detalii care nu par cel mai bune, par. Hai, lasă-mă să mai nervez puțin. Făcusem un concurs, o să vedeți pe blog, nu știu dacă poți și video, o să vedeți diferențe între pozele făcute cu un S10, P30, Nokia nou, iPhone. Aici, în gang unde fac eu pozele de lumină scăzută, Nokia s-a descurcat foarte bine, adică se văd foarte, foarte corect mașinile și toate detaliile astea. Se vede că senzorul la 3D își face treaba. Aici era și pe lumină slabă, un fel de tentativă de peisaj, că neavând ce să pozez, am pozat prin jurul blocului. Și aici era o tentativă de close-up, să vedem cum arată pe toate cele 4-5 telefoane testate și să facem o comparație. Da, asta o să fie pe blog. Interfața e foarte bună, mie nu-mi place imaginea pe care au ales-o HND Global, pentru a fi fundalul acestei teme. Nu-mi dau seama, cred că este cea din Android curat, probabil e și pe Pixel și pe toate celelalte, dar nu-mi place, pentru că imaginea asta îți dă o senzație de blur, așa că ca și cum ecranul n-ar fi performant. Însă ecranul chiar e performant și a fost totul ok, n-am observat nimic, și îl țin și la luminositate destul de scăzută, adică dacă aș da maxim de maxim, se vede foarte, foarte bine. Haideți să vă pun și melodiile alea
pentru pasionații noștri de sound și să vedem cum se descurcă, parcă asta, dar nu sunt sigur. Sex nu este suficient să te oprești la momentul potrivit pentru a evita o sarcină nedorită. Bine, mă, bagă tu o reclamă. Asta e maxim. De ok din speaker, doar că nu este unul stereo, este unul loudspeaker și atât, și probabil iese din ambele părți sunetul, dar nu cred, n-are efectele de stereo. Bun, Android One, pe lângă faptul că e rapid și curat, beneficiază de actualizări mult mai rapide decât alte versiuni. În special cele de securitate, deci e un bonus pentru utilizatorii platformei și bănuiesc că și combinația asta cu Snapdragon 845 și cu 6 GB de RAM face ca totul să fie foarte mișto, deci n-am avut nicio problemă practic cu telefonul. Și îmi place, la modul general, cum arată telefoanele Nokia. Bine, ăsta e un pic diferit de celelalte telefoane, dar formatul ăsta, mai mult dreptunghiular, cu un spate lucios, dacă nu alunecă, cu marginea asta ușor curbate ca să aibă o senzație premium în mână, ecranul bun și toate celelalte mă fac să fiu foarte atras de telefoanele Nokia. Haideți să vă arăt cu degetul ăsta. Deci amprenta este în display, ca la flagship-uri, și am pus de degetul mare. În schimb, apare mereu asta, press a little hard. Când apeși un pic mai tare, se deschide, dar nu întotdeauna. Deci s-a întâmplat de nu știu câte ori să zică că nu e recunoscută amprenta. Deși este aceeași amprentă și a citit-o în toate pozițiile. Deci, practic, ar trebui să facă match cu celelalte date stocate în memorie, dar nu reușește totdeauna și uneori dă eroare, așa că asta e. Bun, camera ok, procesor rapid, stocare, bine, păcat că nu are card SD, dar asta e, costă 28 de scurci, când se mai umple mai transfer pe laptop și așa mai departe. Totul la un preț de 2800 de lei, eu zic că pentru marea majoritate a utilizatorilor se justifică un astfel de telefon. Dacă nu vreți ceva foarte scump, au Nokia 8.1 foarte bun, au și modele mid-range mai bune, însă există foarte multe telefoane și de la competiție și nu prea ai ce să zici. Mi-a comentat cineva la la review de la Nokia 8.1 că pe LG G6 sau careva ar fi mai bun. În mod normal, da, un flagship făcut de o marcă mare, precum cele din top 10, adică Apple, Samsung, Huawei, LG și oricare care mai sunt, Sony, HTC, un flagship care este modelul de top, poate fi mai bun decât orice modele de astea intermediare au ceilalți. Iar ăsta, Nokia 9, vrea să fie flagship-ul de anul ăsta, dar având specificații și dotări de anul trecut, el este cel mult un challenger care nu reușește să atingă maximum. În felul ăsta nu e nicio problemă dacă spui că un flagship îl bate pe ăsta și probabil are și preț mai bun, pentru că LG-ul n-au prea convins și n-au prea făcut vânzări la 4.000 de lei, așa că au fost obligați să taie din preț și să ajungă la un preț mai decent ca să vândă modelele.
Bun, cam asta a fost cu Nokia. Mai am câteva episoade filmate pe care trebuie să le prelucrez și revin în curând cu noi telefoane. Dacă aveți alte întrebări decât ce am prezentat eu, detalii, chestii, vă pot spune, mai rămâne foarte puțin timp la mine, dar vă răspund la întrebări cât pot de repede. Salut, ne vedem!